sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 10, la baza sportivă Broscuța, grupa Under 12, antrenată de Florin Mărginean, a evoluat în prima etapă împotriva formației ACS Vasile Moga din Apahida. Un meci foarte bun, făcut de fotbaliștii de la FC Câmpia Turzii. Un debut fericit în care copiii au strălucit în fața propriilor suporteri. Cu un joc excelent, cu multe faze de poartă și multe goluri, nu putem spune decât bravo copii. Pentru FC Câmpia Turzii au marcat Bobiș Dragoș 3 goluri, Costea Darius 2 goluri, iar Comșa Ana Maria și Comșa Caleb câte un gol. Pentru grupa Under 11 de la FC Câmpia Turzii urmează un turneu la Ungheni.